Marcu, capitolul 7, de la versetul 31 până la versetul 37. Iisus a părăsit ținutul Tirului și a venit iarăși prin Sidon, la Marea Galilei, trecând prin ținutul Decapole. I-au adus un surd care vorbea cu anevoie și l-au rugat să-și pună mâinile peste el. El a luat o parte din norod, i-a pus degetele în urechi și i-a atins limba cu scuipatul lui. Apoi și-a ridicat ochii spre cer, a suspinat și a zis: Efata, adică deschide-te. Îndată i s-au deschis urechile, i s-a dezlegat limba și a vorbit foarte deslușit. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui, dar cu cât le poruncea mai mult, cu atât îl vesteau mai mult. Ei erau uimiți peste măsură de mult și ziceau: toate le face de minune. Chiar și pe surzi îi face să audă și pe muți să vorbească. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Fratele Dorin spunea la un moment dat că se pare că în această dimineață în biserică este Duhul de cântare. Eu țin să vă anunț că între timp a sosit la biserică și Duhul de predicare. Că dacă nu ar fi vai și ar de capul nostru. Dragii mei, nu este de mirare, așa după cum alături de mine toți sunteți martori, că la un moment dat începe să ne fie lehamite, dezamăgire, de felul în care ne conduc oamenii, de felul în care suntem organizați, de ideile pe care le avem sau pe care nu le avem, în așa fel încât, deși am avut la dispoziție 26 de ani să ne exersăm libertatea și principiul, exercițiul democratic, toți cei care au avut această posibilitate s-au dovedit falimentari. Pentru că, într-o democrație autentică, nu este nevoie ca oamenii să iasă în stradă, să-și ceară drepturile. Asta arată cât de bolnavi suntem. Ei, vestea bună este că dacă activitățile, ideile și lucrările oamenilor produc dezamăgire, lucrările Domnului sunt cele care produc în noi uimire și adorare. Slavă Domnului! Pentru că tot ceea ce face Tatăl este minunat, ce face Iisus Hristos este minunat și ce face Duhul Sfânt este minunat. Slavă Domnului pentru asta! Și în primul rând, oare de ce sunt minunate lucrările Domnului oare? Că așa s-a spus aici că oamenii, când au văzut, au exclamat: toate le face de minune! În primul rând, Dumnezeu le face toate de minune. Hristos le face toate de minune pentru că El însuși este minunat. Slavă Domnului! Și Evanghelistul Marcu relatează una dintre lucrările minunate înfăptuite de Iisus Hristos și în această dimineață, la asta aș vrea să ne uităm în cuvânt, în timpul pus la dispoziție, la cât de minunată este lucrarea Lui. La o lucrare minunată. Și având în vedere, așa cum spune autorul cărții Evrei, în Evrei 13:8, că Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci, vestea bună înseamnă că exact cu puterea aceea, exact în același fel în care în urmă cu 2000 de ani a făcut o lucrare minunată, El poate face și astăzi, acum și aici, o lucrare minunată. Credeți lucrul acesta? Da. Da sau nu? Da. Cu siguranță că El poate face lucrul acesta. De fapt, dacă vreți să duc lucrurile și mai aproape, există o asemănare frapantă între ziua relatată de Marcu și ziua de astăzi. Cu mici diferențe. Dacă atunci Iisus a vindecat complet, din punct de vedere fizic, un surd omut, astăzi El a adus vindecare spirituală de această dată, nu în trupul, ci în sufletul unui astfel de om. Glorie Domnului pentru aceasta. Dar care au fost motivele
care i-au făcut pe oameni în dimineața aceea, în ziua aceea, să exclame, toate le face de minune. În așa, văzând acea lucrare minunată. Și care sunt aceleași lucruri de care Hristos le poate face astăzi, atunci, aici, ca noi cei care suntem aici, să spunem, a fost o lucrare minunată. Haideți să le parcurgem. Și în primul rând veți vedea că o lucrare minunată are compune în ea, în primul rând, o căutare minunată. Spune versetul 31 că Iisus a părăsit Tirul și a venit iarăși prin Sidon la Marea Galilei, trecând prin Ținutul de Capole. Deci, în primul rând, când vorbim despre lucrare minunată, lucrarea de căutare a lui Iisus Hristos este o lucrare minunată. Noi le spunem, de multe ori greșim când pedalăm că oamenii ar trebui să-L caute pe Dumnezeu. Că dacă n-ar fi venit Dumnezeu să ne caute primul, noi n-am avea pe cine căuta. Sau căutând, ce-am găsit? N-am găsit nimic. Am găsit forme goale. N-am găsit pe Dumnezeul adevărat. Această lucrare de căutare este opțiunea Harului. Vedeți că în versetul 31 subtil, acolo se spune că Iisus a vrut să revină într-un loc în care a mai fost. Zice, haide să mai mergem o dată. Dar de ce să mai meargă Domnul Iisus într-un loc care a fost? Cu siguranță că Iisus s-a gândit că poate mai sunt oameni care au nevoie de vindecare. Că mai sunt oameni care au nevoie de mântuire. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu te omoară, nu te trimite în iad. O dată dacă ai auzit Evanghelia, ar putea să-ți fie de mărturie. Dar Harul lui poate auzi a doua oară, a treia oară, a zecea oară. Bineînțeles că asta nu înseamnă că ar trebui să ne jucăm cu Harul Domnului. Dar pur și simplu El, Hristos, știa că acolo există o persoană. Există un om care are nevoie de ajutorul Lui. Dragii mei, Iisus Hristos este preocupat și astăzi de oameni la care știe că le poate fi de ajutor. Ama, dacă cercetăm harta traseului descris în versetul 31, vom observa, nu ne va fi greu să descoperim că Domnul Iisus a parcurs ca să-L caute pe omul acela surdomut exact 32 de kilometri. 32 de kilometri să mergi pe jos este destul de mult. Dar, de fapt, căutarea lui Hristos este atât de minunată încât El a parcurs mai mult de 32 de kilometri ca să ajungă la noi. În dragostea Sa nemărginită, Scriptura ne spune că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a lăsat gloria cerească, a parcurs cerurile și galaxiile ca să vină în lumea noastră să caute păcătoși ca mine și ca tine. Slavă Domnului! Amin. Și versetul cheie al Evangheliei după Luca, Luca 19:10, spune, pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Cum să te afle Domnul când nu poți auzi și vorbi? Asta înseamnă că lucrarea de mântuire, lucrarea de căutare, îi aparține exclusiv Domnului. Că omul acela nu putea să strige, că sunt pe aici, îi scrie scrisoare, să-i trimită în SMS, să vorbească pe WhatsApp sau cumva cu el. Deci nu este căutarea lui o căutare minunată? Nu putem să spunem decât da. Străbătând cerurile, Iisus Hristos vine să mă găsească pe mine, să te găsească pe tine. Aceasta este într-adevăr o lucrare minunată. Problema se pune, oare ne vom lăsa noi găsiți de Domnul Iisus? Ne vom împietri inima în fața cuvântului? Ne vom ascunde? Vom refuza? Vom sta acolo pitiți după propria noastră conștiință? Sau atunci când Domnul Iisus Hristos ne va cerceta prin Duhul Sfânt, vom înțelege că suntem cei care au nevoie de ajutorul și de intervenția supranaturală a Domnului în viețile noastre. Și de fapt, în Marcu, la capitolul 2, versetul 17, Domnul Iisus și-a precizat căutarea când a zis și este greșit să înțelegem că El a venit să-i vindece numai pe cei bolnavi trupește. Ba încă mulți oameni mântuiți vor muri din cauza cumva trebuie să mor plecând din această lume. Și dacă nu ai vrea să mori, înseamnă că abar n-ai de mântuire. Că lumea asta se duce de aici. Mor și oamenii tineri, mor și sunt orice ai fi. Și dacă până la 500 de ani să trăiești. Zice, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi.
Și o să vedeți că contextul explică că este vorba despre boala păcatului. Pentru că el urmează și zice, eu am venit să chem la pocăință, nu pe cei neprieniți, dar pe cine? Pe cei? Păcătoși. Auzi oameni care zic, eu am fost păcătos, am. Când m-aș mai pregătit, tu să te pregătești deloc. Dumnezeu nu spune asta în Biblie, că tu să te pregătești pentru pocăință. Când ești păcătos, ești candidatul perfect. Tu să te, după aia urmează, te va sfinți El. Nu, ce vrei să te pregătești? Că nu te poți, fără Duhul lui Dumnezeu care este în tine, atunci când te lași atins de Domnul Iisus Hristos. Așa că cei păcătoși au nevoie de doctorul doctorilor. De singurul care poate vindeca păcatul. Și în acea zi, ca și în această dimineață, putem vedea în ce constă această lucrare minunată a Domnului. Și anume, într-o căutare minunată. Dacă tu ești un păcătos care strigi sincer în inima ta, El a venit să te caute și pe tine. În al doilea rând, putem vedea în versetul 32 că lucrarea minunată înseamnă și o conlucrare minunată. I-au adus un surd care vorbea cu o nevoie și l-au rugat să-și pună mâinile peste el. Cine a făcut lucrul acesta oare? Două lucruri au făcut. Ziceți-mi-le voi. Dar aici de verset. Ziceți-mi. L-au adus și l-au rugat. Atât puteau face ei. Cine? Păi, vedeți, în înțelepciunea sa desăvârșită, Iisus a ales ca lucrarea de căutare și în lucrarea de căutare și de găsire a sufletelor oamenilor să se folosească de oameni ca noi. Desigur, El poate conlucra cu cine? Cu cei care îl cunosc pe El, cred și știu că dacă ei nu-L aduceau, dacă nu credeau în Iisus și nu știau ce poate să-i facă Iisus. Și așa după cum Hristos a putut să vindece fără ajutorul cuiva, exact în același fel, El nu are nevoie de nimeni ca și ajutor, ca să-L mântuiască. Dar El ce așteaptă? De bună voie, nu că n-ar putea altfel, El vrea și așteaptă ca să-i aducem pe oameni la El, să le vorbim despre El și să-i îndrumăm spre El. Deci Dumnezeu, dragii mei, a ales ca în ceea ce privește aflarea adevărului Scripturii, să conlucreze cu oamenii. El niciodată nu preferă anormalul, în locul normalului. Spuneam ceva joi seara. Că de multe ori Dumnezeu a folosit lucrări supranaturale. Dar acelea sunt excepții. Pentru că în cazul lui Balaam, prorocul Balaam așa de încăpățânat era că trebuie să-i vorbească o măgăriță. Dar voi de atunci ați mai auzit măgăriță vorbind. Sau în afară de IA, ce dar? Cuvinte, măcar în engleză sau într-o limbă mai ușoară. Sau, ați auzit? Nu. Că Dumnezeu nu preferă anormal în locul normalului. Sau din Tars a fost atât de încăpățânat și de înverșunat în fanatismul lui, încât a trebuit să vină o lumină din cer, să-l orbească și Dumnezeu să pună capăt drumului răzvrătirii și împotrivirii și luptei cu trupul lui Hristos, care era însuși Domnul Iisus, se identifică. Dar lucrul acesta nu se întâmplă în fiecare zi. Ce conlucrare minunată însă să înțelegi că trebuie să stai la dispoziția lui Dumnezeu. Și când am vorbit cu fratele Chirigus, mi-a spus, când a venit Victor la noi în biserică, eu nu mai am deschis Biblia. Dar, dragii mei, nici nu trebuie să facem noi mai mult. Aceasta este conlucrarea dintre om cu Dumnezeu. Puteau ucenicii să împartă, să mulțească pâinile și peștii? 5 pâini și 2 pești? Puteau face ei lucrul acesta? Cu siguranță că nu. Dar ei ce-au făcut? Ce puteau face? Eu da să le împartă după ce ele au mulțit. Deci ce conlucrare minunată când s-a găsit cineva să-i deschidă acestui tânăr Scriptura. Și apoi Duhul Sfânt să facă restul. Slavă Domnului pentru aceasta. Ce conlucrare minunată când oamenii înțeleg chemarea, șoapta și călăuzirea Duhului Sfânt de a fi și de a deveni conlucrători cu Dumnezeu în câștigarea sufletelor pentru El. Și spune, se întreabă retoric Pavel în Romani 10, cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede la acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi fără propovăduitor? Pentru ca 2 Corinteni să spună toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Noi, dar, suntem împuterniciți ai lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi,
vă rugăm fierbinte în numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Este chemarea oricărui om care s-a întâlnit cu Iisus Hristos. Dacă el nu mă stă, ci se mulțumește să fie cu saci în căruță, el nu face bine. Este un păcat împotriva Domnului, ca după ce ai primit credința, să nu vrei să spui altora. Hristos este gata să facă o lucrare minunată, frați și surori. Când există oameni care îi aduc pe alții înaintea Lui, fie în rugăciune, fie că îi aduc la ascultarea cuvântului și strigă la Domnul pentru vindecarea trupească și mai ales spirituală a acestora. Ce conlucrare minunată! Când nu vii singur în prezența Domnului, ci ești gata să-i spui Lui Hristos cam cum au făcut acei oameni. Doamne, am lângă mine un surd sau mai mulți care nu vor să audă mesajul Evangheliei. Ar putea auzi, ca urechi, dar nu vreau. Doamne, am lângă mine un mut sau am mai mulți care se tem să te mărturisească pe tine ca Mântuitor și Domn. Doamne, am în casa mea, am un vecin, am printre rudeniile mele oameni care suferă de boala păcatului. Doamne, vindecă-i! Dar dacă noi uităm să facem lucrul acesta, nu vom vedea lucrări minunate. Pentru că în planul lui veșnic și neștiut, așa cum se ruga cineva, că noi nu înțelegem multe lucruri, le vom înțelege în rai. Deși Dumnezeu poate să-i mântuie pe toți oamenii zi, El a ales să facă această lucrare minunată, conlucrând cu oamenii. Slavă Domnului pentru lucrul acesta. Amin. Oamenii aceia n-au pus la îndoială că Iisus Hristos îl poate ajuta pe omul acela cu problemele lui. Că dacă până la urmă, poate, nu poate să facă lucrul acesta. Dar credința lor, uitați vă rog, ce poate face credința altora? Că pe baza acestui text ce mai sunt unii care dezvoltă o teologie falsă. Spunând că așa botează copiii mici, că garantează alții cu credința celorlalți pentru el. Dar uitați care este limita credinței altora în mântuirea noastră. Credința altora ne poate aduce până la Isus. Dar nu ne poate mântui sufletul. Înțelegeți? Credința altora te poate duce până la Isus, dar ca să fii ajutat, este nevoie de propria ta credință. Dacă mărturisești, spune Pavel în Romani 10, 9 cu 10, cu gura ta pe Isus ca Domn. Și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, ce se întâmplă? Ne fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Amin. O lucrare minunată. Pentru că există o căutare minunată, o conlucrare minunată și, în al treilea rând, o comunicare minunată. Versetele 33 și prima parte a versetului 34 ar trebui să aibă rezonanță în această dimineață pentru, în mod special, pentru cei surdomuți, dar dintr-un punct mai larg pentru fiecare dintre noi. Și o să vă explic de ce. Zice așa. L-a luat o parte, i-a pus degetele în urechi, i-a atins limba cu scuipatul lui și și-a ridicat ochii spre cer. Ideea este aceasta, că indiferent care ar fi problemele tale a unei persoane, indiferent de starea de nepricepere, de ignoranță, de înstrăinare, de necunoaștere, de împietrire, de nenorocire, de disperare, de mulțimea problemelor, Iisus Hristos poate comunica într-un fel minunat cu oricine dorește. Amin. Amin. În ce constă această comunicare? De fapt, fiți atenți că unul dintre motivele întrupării, venirii ca și om al lui Hristos pe pământ, a fost ca să poată comunica cu noi într-un mod eficient. Mulți comentatori de prestigiu sunt de acord că acțiunile întreprinse, ce vedem în cele două versete, sunt, care sunt descrise în versetul 33 și 34, dovedesc că Iisus Hristos cunoștea limbajul semnelor. Ei trebuie să știe asta pentru că este foarte important. Iisus Hristos cunoștea limbajul semnelor. Dar oare lucrul acesta ar trebui să ne mire? Că Iisus cunoștea limbajul semnelor? Păi El cunoaște, aceasta este vestea bună pentru noi tot, nu numai pentru ei. El cunoaște orice fel de limbaj. Iisus Hristos cunoaște limbajul lacrimilor. El cunoaște limbajul suspinului.
El cunoaște limbajul suferinței ascunse. Iisus Hristos cunoaște orice fel de limbaj. Și, de fapt, în Exod 4:11, Domnul a zis, cine a făcut gura omului? Și cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Chiar dacă nu poți auzi sau nu poți vorbi, Hristos poate ajunge la inima ta. El ți se poate face de cunoscut. Iisus Hristos este capabil să comunice cu fiecare dintre noi într-un fel minunat. Mai ales noi cei care lucrăm cu oamenii, poate nu întotdeauna putem înțelege din privirea unui om, din gesturile lui, ce problemă are dacă el linează numai că este fericit și dacă într-adevăr se confruntă cu o problemă. Dar vreau să vă spun că Iisus Hristos poate comunica într-un mod perfect. Hristos a vrut ca cel surdomut să știe cine este El. Ce poate să-i facă? I-a spus ce vrea să-i facă atunci că i-a atins urechile și limba. Exact care erau problemele lui. Dar a mai făcut ceva. A zis, fii atent. Nu cu orice putere voi face lucrul acesta. Nu voi folosi medicamente, ci voi folosi puterea lui Dumnezeu când s-a uitat înspre cer. Așa că, dragii mei, oriunde ne-am uitat noi, în orice parte am privit, ajutorul vine de la Domnul. Amin. Și ca să poată comunica cu El mai întâi, primul lucru pe care l-a făcut Hristos, știți ce a făcut cu El? Tu nu ești bine, ai zis. L-a luat la o parte. L-a luat de o parte de unde? Dar la o parte de unde? Din mulțime. Vedeți că mulțimea poate de multe ori să ne strecoare confuzie. Nu e așa. Poate de asta nu ești împăcat cu Dumnezeu. Că unii spun una, alții, alta, alții spun că aici e bine, acolo e bine. Cuvântul Domnului Hristos îți va spune la mine e bine. În brațele Domnului e bine. Asta e șapta Duhului Sfânt. De fapt, la urma urmei, credincioșii nu sunt altceva decât niște oameni luați deoparte. N-au stat văzut cu noi fiecare Dumnezeu. Din mulțime n-a făcut decât la un moment dat să ne ia la o parte. Asta este, de fapt, copilul Domnului. Asta este un om sfânt. Oamenii zbăviți și scoși din mijlocul unui neam păcătos. Asta predicile apostolilor, n-asta au costat. Asta a spus Petru la Rosalie, când zicea în Fapte 2:40, cu alte cuvinte mărturisea și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Sau Pavel în 2:6:17. Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de este necurat și vă voi primi. Sau, în Evrei 13:13, să ieșim dar afară din tabără la el și să suferim ocara lui. Nu este vorba de a merge pe păduri și a temea acolo comunități, ci a ieși cu mintea, a ieși cu gândul, a ieși cu orice practică nu este potrivită cu voia lui Dumnezeu și cu principiile sale. Domnul să ne ajute! Amin. Apoi, după ce le ia de parte, Domnul Iisus îi pune degetele în urechi și îi atinge limba cu scuipatul lui. Să nu creadă cineva că acesta a fost un descântec, ci am spus că Iisus a vrut ca omul să știe ce îi face. Exact așa e și cu mântuirea de păcate. Pentru că noi suntem morți, spune Biblia, în greșeli și în păcate, din punct de vedere spiritual, noi nu putem pricepe Evanghelia decât dacă ne atinge Hristos cu Duhul Lui. Și acum vestea bună este că Iisus Hristos poate atinge exact locul problemei tale. Vedeți, în timp ce oamenii învață că pentru problemele noastre alții sunt de vină. Psihologii au inventat un termen pe care îl folosesc în psihologie și anume proiecția vinovăției. Să vezi și să cauți că altul este de vină. În felul acesta nu te poți pocăi. Domnul însă ne va spune, nu alții sunt de vină. Pentru problemele tale tu ești vinovat. Că ți le poți asuma, te poți pocăi. Dacă alții sunt de vină, ei nu se schimbă. Așa, așa rămâi, vezi pururile. Deci, Hristos când te atinge cu Duhul, știți ce îți va spune? Urechile tale trebuie atinse. Că nu sunt gata să audă mesajul Evangheliei. Gura ta este vinovată că nu este pregătită să-L mărturisească pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Inima ta este de vină pentru că nu se lasă străpunsă de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Amin. Amin.
după aceea, altă acțiune, ca parte din limbajul semnelor, a fost să-și ridice ochii spre cer. În acest fel, acel om, așa cum am spus, știa că puterea de vindecare vine de la Domnul. Orice ajutor eficient ca să vină să le scape din starea în care suntem de păcătoși, nu poate veni din altă parte decât de la Domnul. Desigur că omul să facă lucrul acesta să se întâmple, nu este destul numai o voi privi în sus. Ci, bineînțeles că și mintea și inima noastră trebuie să fie legate de cer. Ajutorul, dragii mei, nu poate veni din altă parte și nu ți-l va da religia cu tare, oamenii cu tare, partidul cu tare, ci ți-l va da Domnul. În Ieremia 3:23 se spune, în adevăr, zadarnic se așteaptă mântuirea de la dealuri și de la mulțimea munților. În adevăr, în Domnul Dumnezeul nostru este mântuirea. Amin. Venirea lui Hristos a făcut posibil ca oricine se apropie de El să poată pricepe și să înțeleagă ceea ce îi vorbește Domnul. Comunicarea depinde de El și comunicarea Lui. Felul în care Dumnezeu se știe apropia de nivelul pe care l-ai, de starea ta, de situația ta, este valabil în cazul fiecărui om. Niciun om n-ar trebui să se îngrijoreze. Eu știu școală, multe lucruri au auzit bine. Nu. Că uitați ce spune Isaia în capitolul 32, versetul 34. Ochii celor ce văd nu vor mai fi legați. Urechile celor ce aud vor lua aminte. Inima celor ușuratici va pricepe și va înțelege și limba gângavilor va vorbi iute și de slujit. Aleluia! Amin. Și mai există ceva ca parte din lucrarea minunată a Domnului. Compasiune minunată. Atunci când și-a ridicat ochii spre cer, spune versetul 34, că Iisus Hristos nu deplinea un ritual. Ca un preot care sau un pastor vine la servici, am un cânt, am un sărog, am un bătrâneai de acasă. Umblă colecta, am mai umblă o dată, am mai umblă încă a doua sau cea oară. Mai mult colecta. Și ce-a făcut? El a arătat că El nu face lucrurile mecanice. De unde știm asta? De ziceți voi. Păi, a suspinat. Noi nu-i spins la voi, da? Și-a ridicat ochii spre cer și-a suspinat. Asta dovedește compasiunea Lui. În asta constă lucrarea minunată a Lui Hristos. În compasiunea pe care o are față de oameni. El n-a putut să facă această lucrare de vindecare fără să simtă cu omul acela. Fără să plângă când a văzut cât de puternice sunt legăturile care cel rău îi ține pe oameni. Hristos a suspinat din milă pentru că El se identifică cu problemele și nevoile noastre. Durerea ta, tu trebuie să știi că în același timp este și durerea Lui. El n-a promis că pe pământul acesta vom fi scutiți de toate durerile și necazurile. Dar a promis că ne va însoți. Dumnezeu n-a promis că ne va explica problema răului. Dar când a venit Iisus Hristos în lume, El știți ce a făcut? A împărtășit durerea și suferința cu noi. Așa că în timp ce lumii nu-i pasă de problemele tale, există cineva căruia îi pasă. Și acesta este Hristos Domnul. Amin. Înainte am văzut ce? Că Iisus Hristos cunoștea limbajul semnelor. Ia să-i vedem, păi, o înțeles? Îi bucură lucrul acesta. Că Iisus știe limbajul semnelor. Nu există surmut să vorbească cu Domnul și Iisus să nu-L înțeleagă. Slavă Domnului! Bun. Am înțeles. Dar, dragii mei, Iisus Hristos cunoaște mult mai mult decât limbajul semnelor. Când a suspinat, când a l-a luat deoparte și a vorbit cu limbajul semnelor, a văzut că cunoaște limbajul semnelor. Când a suspinat, înțelegem că El cunoaște limbajul dragostei. Și acesta este cel mai extraordinar limbaj. De aceea lucrarea aceea a fost minunată. Și acum vă spun următorul lucru. Dacă pentru vindecarea surzeniei și a muțeniei a fost suficient un suspin îndreptat înspre cer de către Hristos, atâta nu m-am trebuit. N-a fost nevoie de cruce ca să vindece surzenia și muțenia, dar ca să vindece boala păcatului.
Hristos Iisus a fost nevoit să moară pe cruce. Și într-adevăr, când privim spre bogăția și imensitatea dragostei sale, înțelegem că această compasiune este minunată. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Sau Ioan 15:13. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Sau Roman 5:8. Dar Dumnezeu își arată dragostea prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Deci, surzenia, muțenia se vindecă cu un suspin. Dar mai mult decât atât, pentru păcatele mele și pentru păcatele tale, Hristos a suspinat de pe crucea din Golgota și a spus Tatălui, Tată, iartă-i. Minunata lucrare a Lui Dumnezeu stă în faptul că fără să merităm acest lucru, doar din dragoste pentru noi, Hristos a fost gata să moară ca preț de răscumpărare pentru păcatele noastre. Și compasiunea Domnului este, nu s-a schimbat, că Dumnezeu nu se schimbă. Ea este la fel și astăzi. Cu toții ne spune Biblia, cu toții trebuie să știm că astăzi avem în cer, că El a străbătut cerurile și de sus în jos și de jos în sus. Un mare preot pe Domnul Iisus Hristos, mijlocitorul nostru. Așa că nu mai avem nevoie de nimeni altul în cer și pe pământ, care este plin de compasiune și spune Evrei 4, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Astfel că, dacă în această zi te lași străpuns de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dacă ești gata să-ți recunoști problemele, să strigi după ajutor, Domnul le poate rezolva. Amin. Te va privi cu milă, cu compasiune și cu dragoste, ajutându-ne pe fiecare dintre noi. Amin. 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 Și în ultimul rând, ca și parte din lucrarea minunată din ziua aceea, este o chemare minunată. Și-a ridicat ochii spre cer, a suspinat și de fapt a zis un singur cuvânt. Cei care lucrează cu surdomuții știu că e greșit să te aventurezi să folosești atât de multe cuvinte. Folosești cuvinte puține. Domnul Iisus a folosit un singur cuvânt în limba aramaică despre care experții spun că este unul dintre cele mai ușoare cuvinte care pot fi citite de pe buze. A spus efat. Care înseamnă deschide-te sau o introducere cât mai exactă înseamnă deschide-te de plin. Wow! Deschide-te complet. Atunci când Hristos a poruncit urechilor să se deschidă și limbii să se dezlege, se putea împotrivi cineva? Nu. Da sau nu? Nu. În urma chemării Domnului de a se deschide, omul acela a devenit cam cât la sută sănătos? 100%. Că așa e vindecarea Domnului. Ăla e un semn că vindecarea e de la Domnul, că El vindecă. Dacă n-ai un glabie și ai făcut numai șchiop și după aceea nu șchiopătezi numai cu o cârje și ai avut două, nu-i de la Domnul. El face vindecare completă. Așa e cu mântuirea. Dar, oricum, în Rai îi avea alt trup și altele și totul a fi nou. Nu o să-ți mai aduci aminte de ce ai fost aici. Slavă Domnului pentru asta. Dragii mei, chemarea n-a fost numai pentru urechi și pentru limbă. Ci a fost și pentru inimă. Degeaba auzi și vorbesc de sfârșit dacă nu ești gata să asculți Evanghelia sau să beneficiezi de mântuirea sufletului. Mântuirea nu poate veni în viața unui om dacă acesta nu este gata să asculte de chemarea minunată a Domnului. Ma, noi ce nu știm? Poate ne-ar fi plăcut să știm, o să vedeți de ce nu e important. Noi nu știm dacă omul acela a devenit ucenicul Domnului. Știm? Nu știm. Dar de ce nu mi-a spus Biblia? Că înseamnă că nu e interesant. Mai interesant decât a ști noi dacă omul acela a fost ucenicul Domnului, este să știm dacă tu ești ucenicul Domnului. Și dacă eu sunt ucenicul Domnului. Amin. Amin. Nu știm.
Care au fost primele cuvinte rostite cu claritate de El? Nu ne-ar place să credem că au fost cuvinte de recunoștință și de mulțumire la adresa Domnului. Însă, Hristos a făcut tot ce trebuia să facă și acum era decizia personală acelui om dacă merge după Iisus sau dacă rămâne cu viața lui. Cum? Vindecat, dar nemântuit. Că care era diferența dacă nu era mântuit? Că merea în iad, surd și mut, sau acum merea sănătos în iad, lucru care nu-i prea folosea la mult, că mai numai cauza trosnetele după acolo până așa. Deci Dumnezeu a făcut absolut totul pentru ca să le asigure, să ne asigure nouă oamenilor în Iisus Hristos o mântuire sigură. Și dacă cineva va ajunge în iad, lucrul acesta se va întâmpla absolut din vina lui personal și nu din vina lui Dumnezeu. Pentru noi nu este important să știm ce s-a întâmplat cu omul acela, dar este mult mai important să știm ce fel de hotărâri luăm noi în privința relației cu Iisus Hristos. Când Hristos ne cheamă la mântuire, deci chemarea Lui este atât de minunată încât aleșii Domnului pur și simplu sunt copleșiți de frumusețea ei și se grăbesc să o confirme. Când depune mărturie Pavel în fața lui Agripa, spune, când m-a chemat Domnul, împărate, n-am vrut, împărate, să mă împotrivesc vedeniei cerești. Sau Pavel spune în Romani 8:30, pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe cei pe care i-a chemat, i-a și socotit neprăniți. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprăniți, i-a și proslăvit. Wow! Concluzia oamenilor a fost în acea zi cu privire la Hristos. Toate le face de minune. Este adevărat că El toate le face de minune. Că nu poate altfel. Pentru că este minunat. Este perfect. Toate le face. De aceea am ales să nu folosesc cuvântul minunat. Am predicat toate și v-am spus de fratele meu, zic numele de mult, care fiind la nunta, zic că băut un vin minunat. Nu? Deci, să ne rezervăm cuvintele, superlativele, pentru a vorbi despre Dumnezeu cu ele. Tragedia însă ar fi că deși Domnul le face toate de minune, tu să fii printre cei care să stea departe de minunile Domnului. Trăim zile în care până și surzi auzi Evanghelia și se pocăiesc. Numai tu nu faci lucrul acesta. Trei zile în care mulți mărturisesc cu putere că s-au întors din întuneric la lumină prin puterea crucii lui Hristos și tu nu faci asta. Când au cântat cei patru, mi s-a rupt inima. Când a văzut cum ne chemau să venim la crucea lui Hristos. Urechile tale aud și gura ta vorbește, dar încă nu s-a lăsat mișcată. Știți ce înțelege Duhul Domnului prin asta? Îți spune Romani când zice: disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei din răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu. Chemarea Domnului este să nu-ți împietrești inima, ci să o lași străpunsă de chemarea minunată a Domnului. În acest fel se va spune și despre tine că Domnul nu numai unde ai fost tu, ci cu tine personal, în viața ta, a făcut o lucrare minunată. Amin. Aleluia! Amin! Amin. Amin.